Jandarmeria română se înnoiește. Au fost cumpărate 51 de mașini pentru intervenții în situații de urgență dotate cu panouri în care vor fi afișate mesaje pentru populație. Unii jandarmi vor fi dotați și cu veste anti-înjunghiere. Cornel Chituce este la sediul jandarmeriei, are mai multe informații despre toate aceste achiziții de ultimă oră și utilitatea lor. Cornel, crește așadar dotarea, crește și nivelul de pregătire? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt dotări nori ale Jandarmeriei Române pentru că vedem începutul de an care se anunță, bineînțeles, foarte activ. Vreau să vorbim despre acest subiect cu domnul Petrică Cantemir, este plutonier ajutant șef. Așadar, bună ziua, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rugăm frumos, ce dotări noi avem pentru Jandarmeria Română? Pentru Jandarmeria Română, în special pentru Jandarmeria Montană, este o auto specială de acces în zone greu accesibile în zona montană, dotată cu troliu. Este folosită pentru acordarea prim ajutor persoanelor aflate în dificultate în zona montană, accesorii, dispozitive medicale pentru acordare prim ajutor, o butelie de oxigen, aspirator de secreții, defibrilator automat, atele vacumatice, o targă de transport persoane accidentate care are un sistem și de evacuare aeriană. Totodată echipamentul include și o remorcă de transport echipaj canin, care are și un sistem de climatizare, de încălzire și răcire a aerului aflat în... Bun. Cât de mult vă ajută aceste noi achiziții concret în misiuni? Sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru că reduce timpul de acces către persoana accidentată și totodată și de evacuarea acesteia către un echipaj medical specializat pentru acordare de prim ajutor. Vă mulțumim tare mult pentru această intervenție. Așadar, doamnelor, domnilor, vedeți că sunt achiziții noi ale Jandarmeriei Române și spun specialiștii că sunt importante în contextul în care știm că Jandarmeria acționează în misiuni extrem de dinamice.